Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la Zoom pe moment. După cum vă spuneam săptămâna trecută, școala gimnazială numărul 1 Teodor Bucurescu a intrat într-un program pilot privind introducerea catalogelor online în școală. Despre acest lucru vom vorbi cu directorul școlii gimnaziale numărul 1, doamna Loredana Ciocoiu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea din această seară. Cum s-a desfășurat acest proces? Că am înțeles că a fost o perioadă de training a profesorilor, a directorilor chiar. Da. Am început, suntem în plină implementare, în prim proces de încărcare a documentelor care să le facă conturi și părinților. Copiii deja știu despre faptul că sunt trecute notele în catalogul online. Părinții de asemenea au informații despre asta, dar încă nu am reușit să ajungem la implementarea următorului pas, adică să aibă și părinții cont, să intre, să vadă notele așa cum este normal, și pentru scopul ăsta am început să... Deci deocamdată profesorii doar trec notele, dar părinții încă nu au acces la date. Da, da, da. Platforma este acum în curs de dezvoltare. Are mai multe opțiuni și de fiecare dată la fiecare opțiune e nevoie de alte informații, de alte date, de alte documente, și atunci normal că întâmpinăm, pentru că fiecare are altceva de făcut, totul se întâmplă paralel cu activitatea noastră de dascăl, și atunci... Deci, deocamdată, fiind un program pilot, sunteți într-un continuu training pentru fiecare funcție nouă. Exact. Cum ați acceptat această propunere? Sau cum ați dorit să faceți acest lucru, să intrați într-un program pilot? Păi, noi suntem o școală care e deschisă către orice oportunitate. În ziua de astăzi, telefonul ne este atât de aproape, avem atâtea aplicații care ne folosesc, câți pași facem sau inclusiv câte calorii sunt într-o farfurie. Și atunci mi s-a părut, și mie și colegilor mei, mi s-a părut că e interesant și util să intrăm în acest program pilot, mai ales că venea din partea Ministerului Educației. Cum se descurcă cadrele didactice cu acest catalog nou? Păi, orice început este mai greu, dar încet, încet toată lumea a reușit să parcurgă pașii pentru trecerea notelor și deja am văzut că nici nu se mai pun întrebări, totul decurge firesc, nu mai e... Știm că dacă avem un set de lucrări, automat trecem și în catalogul clasic, pentru că încă nu am renunțat la el, dar și eu în cel online. Deci încă funcționează pe 50-50. Paralel. Da, da, da. Nu, în paralel. În paralel. Deci și catalogul clasic, care este un document școlar oficial, până la sfârșitul anului școlar, și bănuiesc că și în următorul an școlar la fel va fi. Deci timp de 2 ani veți avea această paralelă. Și deci au avut o părere bună despre acest catalog și a fost probabil o chestie nouă, una foarte utilă. O alegere bună, cred eu, am făcut, și cum zic, se consideră mereu că tot ce vine de la minister, să zicem eu, puțin mai clasic, mai ca altă dată, ei, lucrul acesta a fost cumva ceva nou, ceva care nu s-a mai utilizat până acum. El deja este implementat ca program pilot încă din 2021. Noi suntem următoarea etapă de școli pilot care am intrat, aproximativ 500 pe țară, deci totuși încă nu sunt multe. Deci nu sunt multe, dar pe viitor, probabil cu digitalizarea, vor urma și alte școli. Da. Cât a durat perioada de training pentru profesori? Să zic în jur de o lună, două. Deja în decembrie toată lumea era pusă la curent cu tot ceea ce înseamnă catalog electronic și informații care apar acolo. Și ce
așteptăm noi este să aibă opțiunea ca părintele să primească un mesaj pe telefon atunci când apar note noi sau nu doar pe mail, pentru că momentan este doar pe mail. Deci, până la urmă, totuși, cumva primesc părinții informația? Încă nu. Încă nu. Doar avem, ni se cer numele de telefon ale părinților și urmează, bănuiesc eu să... Da, vom vedea ce se va întâmpla pe parcurs. Cum au primit elevii vestea? Da, la început li s-a părut că nu, că o să vadă toată lumea, că toată lumea, o să vadă părinții mai repede, că nu mai pot să amân dacă am luat o notă nu prea bună. Dar treptat s-au obișnuit și ei, li se pare și lor un lucru normal. Nu mai e nimic. Avem catalog online și... Și în acest catalog funcționează ca unul normal, adică aveți și absențe și note. Da, și da. Nota la purtare. Da. Păi, unul dintre scopurile implementării acestui catalog este, de exemplu, și scăderea absenteismului. Pentru că, automat, părintele nu mai e nevoie să vină la școală, poate vedea de pe mail sau de pe telefon situația școlară a elevului și, zic eu, este un lucru bun și pentru părinții care sunt plecați în străinătate și au acces direct la catalog, nu doar dintr-o discuție cu elevul sau cu dirigintele. Dar spuneți-mi, elevul când merge, profesorul când merge la o clasă, merge cu laptopul sau are un laptop acolo deja sau când se întoarce în cancelarie din clasă, atunci va trece absențe sau eventual note dacă e cazul? Există mai multe posibilități. Ori poate, de exemplu, să treacă notele, de exemplu, dacă are lucrări, poate să le treacă de acasă odată ce le-a corectat. Acum a apărut și interfața pentru telefon, până acum era doar pentru laptop. Sau, cum face majoritatea dintre noi, în clasă avem în fiecare clasă un laptop și profesorul poate intra direct în clasă, direct pe laptop și trece nota sau notele. Deci după caz. Ați intrat pe digitalizare aproape... Eram deja. Aveam deja laptop în fiecare clasă. Adică deja am construit pe ceva de ce era deja început. Deci a fost benefică și pandemia. Că da, bănuiesc de atunci. Da, așa este. Sunt mai speriați elevii de absențe? Adică se gândesc că părinții o să vadă că a absentat, că are o notă mică? Da. Poate că la început au fost, acum însă, cum spun, li se pare ceva firesc, dar spre uimirea mea, chiar copiii nu lipsesc atât de mult. Dacă fac o comparație cu știrile care sunt la TV cu privire la situația de sănătate a elevilor, la noi în școală chiar copiii sunt prezenți, cu o stare de sănătate bună, răcelile în perioada asta sunt firești, nu intrăm în panică pentru o tuse sau o răceală normală. Da, înțeleg că în perioada asta se face și un fel de grafic cu câți elevii absentează din cauza problemelor de sănătate, adică răceală, gripă sau ce boli sau mai sunt. Am înțeles. Acest catalog online este disponibil și pentru clasele 1-4 sau doar pentru 5-8? Este disponibil și pentru clasele 1-4, doar că am preferat să începem cu gimnaziu pentru că la 1-4 ni s-a părut că acolo părintele e mult mai aproape de școală. De obicei, majoritatea, cred că 80%, își aduc copilul la școală, vin să-l ia și sunt mai aproape de doamna învățătoare, care e doar una, în timp ce la gimnaziu sunt mai mulți dascări. Și atunci am preferat să facem pași mărunți ca să nu ne aglomerăm cu prea multe întrebări dacă și poate pe următorul an școlar să coborâm și să fie și ciclul primar introdus în catalogul online. Și... Dar se poate. Deci ei sunt în platformă, elevii sunt introduși, învățătorii sunt introduși, doar că încă nu ne-am...
Dar mă întorc la absențe. Dacă, de exemplu, un elev ajunge cu 5 minute după ce intră profesorul și face prezența și o trece direct în catalogul online, se mai poate motiva absența sau trebuie un anumit proces? Se poate chiar șterge. Deci e mai ușor. Da. Deci mai rămâne ca și absență motivată, o poți chiar șterge. Există o perioadă în care se poate restitui. Da, în care se poate șterge. Deci este ștearsă, dar rămâne acolo într-o ca un fel de coș de gunoi, avem noi pe calculator. Da. Dar ideea este că se poate motiva. Exact ca și scrie motivată sau nemotivată. Adică nemotivată înseamnă absența cu roșu. Nu există absență cu roșu. Absență cu roșu, da, metaforic vorbind. Da. Spuneți-mi dacă acest catalog, în afară de notele și absențele și nota la purtare, poate trimite părinților anumite notificări, de exemplu, cum înainte în carnetele de elevi se scria dacă copilul a făcut o prostie la școală, se trimitea o notificare prin carnetul de elev și părintele trebuia să semneze. Acum, prin interfața aceasta online, părinții pot primi o anumită notificare în cazul în care copilul lor a fost rău cu cineva sau a făcut o prostie, a spart un geam, dau un exemplu, Doamne ferește. Da. Păi, nu cred că e nevoie să mergem atât de departe încât să consemnăm acolo așa ceva. Acum suntem, iară, tot datorită pandemiei, avem acele grupuri de WhatsApp cu părinții, chiar și cu elevii. Diriginții au și cu părinți grup și cu elevii. Și atunci, cred că cel mai simplu e să îl anunți pe părinte chiar pe WhatsApp sau chiar să-l suni. Când se întâmplă ceva, Doamne ferește, cel mai bine suni, nu aștept să scrii într-o aplicație. Dar există și posibilitatea asta, de exemplu, dacă fie informat un grup mai mare de părinți despre un eveniment, despre o situație. O ședință cu părinții. Exact. Da, deci are totuși acest beneficiu. Dar am văzut că optați pentru varianta online, deci nu mai scrieți în carnet, ci folosiți... Nu se mai scrie de mult în carnet. Da, a trecut timpul, ne-am digitalizat, a venit și pandemia peste noi. Spuneți-mi, elevii ce beneficii au pentru cu acest catalog? Adică bănuiesc părinții au beneficiu că văd notele și absențele elevilor, profesorii că probabil le este mult mai ușor decât cu un catalog fizic. Da. Păi, cumva te responsabilizează fără să-ți dai seama. Adică, automat îmi pun de două ori întrebarea dacă să chiulesc de la prima oară sau nu, pentru că mama va afla mai repede. Nu va mai fi de voie ca doamna diriginte să stea să se uite în catalog. Mama va o să intre și o să vadă imediat absența mea. Deci, are... Deci, cumva, e o responsabilitate sau o responsabilizare indirectă. Indirect. Deci nu e beneficiu, ci responsabilizare. E un beneficiu pentru viitor, avem datoria de a fi responsabili, indiferent de vârsta noastră. Și gradul de responsabilizare crește odată cu îndatoririle noastre, odată cu vârsta, dar la fiecare nivel de vârstă consider că trebuie să fim responsabili. Corect. Spuneți-mi, dumneavoastră, cum vi se pare acest catalog? Cum îl utilizați, bănuiesc? Da. Cum vi se pare? Cât de ușor e? Este simplu. Să zicem că e nevoie de o muncă în plus din partea profesorului, dar compensează cu faptul că la final de an școlar eu nu o să mai fiu nevoită să stau să calculez mediile, pentru că acolo automat se calculează mediile. Media mea, de exemplu, media la istorie, media la toate disciplinele și automat dirigintele are o statistică la sfârșit de an, fără să mai stea să-și piardă vremea. Da, și nici nu există riscul de a greși o cifră. Da, așa este. Cumva se compensează lucrurile, adică da, lucrăm mai mult acum, mai mult, zicem, poate jumătate de oră o să stau mai mult să trec notele, că nu sunt foarte... Nu e mai simplu să scrii decât să intri pe o aplicație, să apeși, să te duci, să...
selectez. Dar, cum zic, se compensează ca la sfârșitul anului școlar eu o să apăs acolo pe un buton în care o să-mi apară toate mediile elevilor. O să-mi fie mai simplu, nu... Dacă erați în calitate de părinte al unui elev la școala gimnazială numărul 1, cum ați fi primit ideea? Eu am militat pentru a fi școală pilot în acest proiect, pentru că sunt mamă care am beneficiat de asta. Băieții mei au fost la Liceul Calderon amândoi și sunt mamă care am beneficiat de pe urma catalogului online. Adică în fiecare săptămână primeam o notificare și pe telefon și pe mail în care eu vedeam situația școlară a copiilor mei. Adică eu văd beneficiile. Știu ce înseamnă când... Eu, de exemplu, ei erau la Timișoara, eu sunt aici, automat am văzut ce se întâmplă, ce a făcut săptămâna asta. Adică... Dacă observam vreo, să zicem, o absență, puteam să sun pe doamna dirigintă. Adică sunt un părinte care a beneficiat de pe urma catalogului online. Deci ați fost norocoasă. Da, da, da. Au fost dar sunt norocoasă pentru că am copii care nu mi-au făcut așa probleme. Dar ideea este probabil din cauza catalogului online. Da, și datorită lui. Părinții, înainte să apară acest program pilot, adică înainte să fie introdus în școala dumneavoastră, au fost câțiva părinți care au venit și au spus că ar trebui ca școala numărul 1 Teodor Bucurescu să aibă acest catalog online? Păi, nu. Cred că părinții au acces la un ordin de ministru care, prin care am fost informați că școlile pot nu, aplica. Nu, nu, eu zic că... Nu am cunoștință de cineva care să-și fi dorit așa ceva. Dar cu toate astea, cred că... Dar au primit cu drag informații, adică au fost... S-au bucurat că pur și simplu e o apropiere de școală, chiar dacă virtuală. Dar tot o apropiere, adică întreaga comunitate școlară beneficiază de pe urma părinții, profesorii și, cum am zis, indirect și elevii. Adică și cu, să zicem, poate că este o parte a elevilor care, cum sugerezi tu, că nu s-ar bucura. Dar o altă parte văd ca și catalogul clasic pe care oricum îl utilizam. Ce alte proiecte vă gândiți să implementați în școala dumneavoastră? Avem multe în plan, dar cele care sunt deja în decurs de implementare, de derulare, de exemplu, curtea școlii, acum, după cum știi, școala este în renovare, dar și curtea. Curtea o să fie... cu braz, cu copaci, cu o zonă de luat masa, cu... Deci o zonă verde. O zonă verde și o zonă pe care am numit-o ca un fel de amfiteatru, unde noi să putem desfășura ore afară în anotimpurile în care ni se permite. Păi da, vara care, se mai... Când ne permite vremea. De exemplu, primăvara, când... iese soarele, copiii abia așteaptă să iasă afară și tot timpul, doamna, lăsa, haideți afară, dar unde să stăm? Pe bănci, așa, doar o bancă aici, o bancă acolo. Acum ne propunem să facem pur și simplu o zonă în care să fie dedicată acestui scop. Deci nu ați optat pentru un teren de fotbal simplu? Va fi și un teren de fotbal, da, care am înțeles că va deservi întregului oraș, dacă va fi nevoie. Deci o să fie cu ieșire spre Gheorghe Șincai, dacă nu mă înșel. Da. Dar în jurul terenului o să ne rămână o parte de curte care o putem valorifica eficient. În jurul terenului vom face... asta, o zonă verde, o zonă de lua masa, o zonă de lectură, ne-am gândit, cu o căsuță protejată ca să nu, de exemplu, dacă plouă, să nu ude cărțile și unde să avem acolo chiar niște cărți pe care elevii să le poată răsfoi sau citi în pauză. Un alt proiect care iarăși este în plin proces de implementare, avem un plan ca până în mai, iunie să-l și terminăm, este renovarea bibliotecii
cu, de la zero, cu tot ce înseamnă o renovare, și o mobilă nouă, cumva să transformăm biblioteca ca într-un centru de informare și documentare, cu o zonă mezamin, se numește, cum știm că se face, că ia, cam în toate librăriile din țară, cu scări, cu balustradă, unde poți să urci, să iei cărți și de sus, cu jos, cu pernuțe. Totul este în proiectul PNRAS, care este cu fonduri europene, un proiect dedicat și copiilor, sau care are ca scop reducerea abandonului școlar. Și în cadrul acestui proiect am avut prevăzut o parte pentru renovare. Și atunci tot ceea ce este în plus față de ce ne permite proiectul să accesăm va fi susținut din partea autorităților locale și le mulțumim pe această cale. Vă mulțumesc și eu că ați fost în această seară și de-abia aștept să vedem aceste proiecte implementate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și vouă și ne revedem sâmbăta viitoare de la ora 10. Vă doresc toate cele bune și o seară bună și un weekend liniștit!